Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Suntem pe scena Teatrului de Artă Dramatică din Deva. Înregistrăm o emisiune extraordinară, sper să fie așa și să vă bucurați de ea, pentru că invitatul meu este unul special. Un invitat care nu se va opri din muncă nici chiar în momentul în care își serbează ziua de naștere. O să vedeți despre ce-i vorba. Maestrul dirijor Constantin Arvinte, bine ați venit la Deva, maestre. Bine v-am găsit. Veți dirija V-am pe regăsit pentru că am mai fost la Deva. 21 mai, chiar de ziua dumneavoastră. Vă veți afla pe scenă aici la noi. Într-adevăr. Un lucru interesant pe care l-am aflat la conferința de presă pe care ați susținut-o astăzi. Orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, care va interpreta suita hunedoreană, alcătuită de mine din diferite cântări culese de pe vremuri când am mai fost până în județul Hunedoara și orchestrate și puse în pagină, ca să spun așa, pentru această orchestră care pare să, din câte am auzit, de fapt am auzit-o și la televiziune, că a apărut în niște concerte și s-a dat la București, am urmărit-o, care sună foarte bine, o orchestră care e condusă cu mână sigură, așa, și de profesionist autentic, dirijorul George Câlțea, care a lucrat foarte conștiincios cu orchestra, pentru că acolo nu erau lucruri așa ușurele prea, erau la îndemâna oricui, ci erau lucruri care trebuiau, care prezentau anumite dificultăți tehnice, muzicale, și care acele dificultăți trebuiau învinse, trebuiau înlăturate și să poți să ajungi deasupra ca să poți să te bucuri de o realizare. Și sper, acum ei, și el, dirijorul, s-a gândit că ar fi bine ca eu, dacă vin aici și sunt, și mă rog, cu ocazia că e și ziua mea de naștere și ziua numelui, să mă apuc să dirigez eu orchestra. Și am să o fac, am fost dirijor toată viața. Am fost dirijor al ansamblului Ciocârlia, marele ansamblu de pe vremuri, care a făcut mai multe turnee în lume, și s-a acoperit de glorie și a adus glorie și țării românești prin programele sale. Am fost dirijor și la ansamblul Rapsodia Română și la alte ansambluri. Și zic că pot să fac acest lucru, deși acum sunt mai trecut, să zic așa, de anumite etape ale vieții care presupun pe undeva o anume forță și o anume posibilitate de a te manifesta ca dirijor. În primul rând că dirijorii stau în picioare tot timpul. Un spectacol întreg stă în picioare. Și cine mai stă în picioare? Dirijorii și chelnerii. Da, e o glumă frumoasă, dar vedeți, o viață ați trăit împreună cu muzica, să spun așa, a fost, nu știu, sora, soția, poate să vă spun eu, mama dumneavoastră, cred, tot timpul ați trăit împreună cu această manifestare frumoasă a geniului uman și a talentului, nu? Aici, dacă ați pomenit mai multe persoane, eu am să mă opresc numai la una singură, la mama, care avea o voce frumoasă și avea o ureche muzicală extraordinară și care făcea cântece. Când veneam în vacanță, eu de acum știam solfegiu, știam, scriam note, făceam, și ea îmi spunea, într-un moment de regaz, hai să-ți mai cânt câteva cântece care le-am făcut eu. Ea era profund credincioasă și era cu oastea Domnului, cu nu știu ce, și compunea în stilul cântărilor acelea religioase, știți? Dar erau lucruri tare, tare frumoase. Eu am niște caiete, le-am notat. Le-am notat, bine, caietele s-au pierdut în timpul războiului, mai știu, a fost pe acolo, că a venit frontul, chiar de la Iași, când a fost în 44. S-au pierdut caietele astea și altele, unde îmi notam eu și alte chestii.
compuneam la un moment dat hore și sârbi moldovenești, da. Eram compozitor de folclor. Compuneam folclor, da. În stilul horilor și sârbilor care le auzeam eu de la lăutare. Și făceam și eu din alea. Așa. Și mama cânta cântecile alea. Unele din ele le-am reținut. Un cântec de-al ei, verde, verde, ceapă roată, ceapă roată, eu știu ce expresie care mi l-a cântat. Era vorba de flăcăie care i-a luat la armată și fetele se adunau, făceau sfat la fântâna aceea de piatră, se adună fată cu fată și vorbesc de măritat, că flăcăiesc la armată. Și haideți fetelor și noi la cazarmă, la ciocoi, să dea drumul la flăcăi, să ne mărităm și noi. Ați trăit vremuri interesante, ați trăit, da. Ați văzut practic și ororile războiului și le-ați înțeles. Eu n-am fost, că eu dacă mai aveam un an mai mult, mă lua și pe mine la, și plecam pe front, poate nici nu mai eram. Le-ați văzut? A fost mai mic, da. Am avut 17. A trecut frontul pe la... Da, a trecut frontul, da. Și ați văzut și intrarea în ceea ce s-a numit epoca comunismului? Da, da. Și apoi ați văzut și căderea, da, comunismului. Da, și... Toate astea s-au întâmplat într-un fel și pe muzică. Nu, în mare parte nu. Fiindcă folclorul n-a avut nimic de a face, să zicem așa. Eu m-am ocupat mult de folclor. Iar în restul, creațiile mele destul de restrânse, prelucrări de folclor, pentru cor, pentru orchestră, pentru muzică de dansuri. Toate astea n-au avut, nu erau în legătură cu întâmplările din timpul ce atunci. N-au. Decât faptul că acele ansambluri, mă rog, erau întreținute de regimurile care au fost atunci, pe vremea aia, și erau destul de bine întreținute. Ansamblu, uite, mă gândesc că acest ansamblu profesionist Drăgan Muntean a fost înființat de curând, acum 2 ani. Cineva care a avut, cum să spun eu, ideea să înființeze acest ansamblu, care să cultive și să dea publicului aceste cântări tradiționale ale poporului din trăitor pe aceste meleaguri. Și cine să poată să facă cel mai bine? Niște muzicanți bine instruiți, niște dansatori, niște cântăreți, soliști vocali și o conducere care poate să facă în așa fel ca acest ansamblu să strălucească, să trăiască, să meargă înainte. Și jos cu pălăria față de cei care au avut inițiativa să înființeze acest ansamblu. Și eu astăzi la acest... discuția care a avut astăzi loc, eu le-am dat și niște sugestii ce să facă în continuare și pot oricând să le stau la dispoziție, pentru că am o experiență vastă. Eu am fost director artistic al ansamblului Ciocârlia și iar pe urmă când s-a desființat în 70, s-a înființat ansamblul Rapsodia Română, eu am fost primul director, dar în același timp eram și implicat profund în problemele de creație artistică. Eu făceam culegeri de folclor, eu prelucram folclorul, făceam, scria muzica pentru spectacole, mergeam la fosă și dirijam orchestra, era orchestra semisimfonică, dirijam Rapsodia de George Ienescu, dirijam dansurile lui Paul Constantinescu și Savin Drăgoi și alți autori, Mihail Jora, și pe urmă și lucrările ale colegilor mei, Viorel Doboș sau Mircea Chiriac sau Florin Comișel, și lucrările și ale mele. Toate aceste lucrări, toată biblioteca aceasta muzicală, am aflat că a fost adunată, strânsă în 1990, deci când s-a, după Revoluția, așa zisă, a Revoluției de la noi, adunate de către sindicaliști, n-am să dau nume acum, nomina odioza, cum se spune, dar îl știu și știe toată lumea cine e, le-a adunat și le-a aruncat la groapa de gunoi, la Glina, lângă București, este o groapă mare de gunoi. E posibil așa ceva să se întâmple în plin în secolul al 21-lea? În România cam orice este posibil, da, din păcate, pentru că așa ne-am obișnuit noi și așa am înțeles noi să intrăm în această pseudo-libertate, dacă putem să spunem așa. Maestre,
Care e scena care vă este cea mai dragă, să spun așa? Că fiecare artist are câte o scenă de care este legat, să spun. Uite, nu mi-am pus problema asta. Eu, pentru mine, nu. N-aș putea să vă răspund, să vă spun care din ele. Că am interpretat, adică am activat ca dirijor pe foarte, foarte multe scene și din țară. Și aici la Deva, dar nu, cred că aici, nu, la țala ailaltă, acolo am dirijat. Și la Hunedoara am dirijat, în județ aici, Hunedoara. La Cluj, la Cluj, scena aia, la Casa Universitarilor, foarte drăguță, dacă știți, foarte bună, la Cluj. La Baia Mare, dar peste tot, în toate orașele României, la Arad, în Oltenia, peste tot. Și în străinătate, în Bulgaria, în Serbia, în Ungaria, după împrejur pe aici, la Chișinău, în Polonia, Germania, Franța, Olanda, Elveția, câte și mai câte, Italia și Statele Unite, în America. Am făcut o dată un turneu cu ansamblu Ciocălia, 4 luni de zile am stat în Statele Unite, Mexic, Canada și Cuba. În final am fost o săptămână la Havana, am stat la Hotel Riviera și am dat un spectacol acolo. Dar de la New York, că erau relațiile foarte încordate între americani și cubanezi, era Fidel Castro atunci. Și când am plecat pe aeroport, americanii care ne-au însoțit tot timpul în turneu, oamenii de tehnică, care tot puneau de-astea reflectoare, aranjat scena, făceau șoferii care ne duceau cu mașina și așa mai departe. Și plecați la Cuba, la Havana. Și da, luați-ne și pe noi. Americanii îndrăgostiți de Cuba. Le-a plăcut totdeauna Cuba. Hemingway, am vizitat casa lui Hemingway lângă Havana. Și ne-a spus așa, când pleacă avionul la aviator, nu treceți direct peste, cum se cheamă, Florida. Așa. Să nu vă pomeniți cu vreo bombiță în coadă la avion. Luați-o spre Europa și până faceți dreapta, spre Cuba, ca să evităm cumva orice neînțelegere. Da, epoca încordată. Criza rachetelor. Da. Noi însă să știți că am cucerit publicul american cu Ciocărlia. Până a nu veni noi, vorba, ne spunea ambasadorul nostru, Corneliu Bogdan, până a nu veni dumneavoastră cu Ciocărlia, noi stăteam în ambasadă, nu îndrăzneam să ieșim din ambasadă. După ce ați venit dumneavoastră și ați cucerit publicul american, Ciocărlia, Wunderbar, adică elogii extraordinare. Ziarele scriau Ciocărlia, mai bun ca Moiseev. Moiseev era ansamblul ăla rusesc de la Moscova, care au dat și aia spectacole acolo. Dar a zis că noi suntem mai buni ca ei. A spus americanii. Și a tras prima brazdă în relațiile româno-americane. Am mai spus chestia asta de după război, da, noi. Deci putem pe undeva să fim comparați și cu Coro Madrigal, care și el la fel a făcut senzație în toată lumea prin modul de a interpreta creația vastă a veevului mediu, a renașterii italiene. Palestrina, Victoria, Orlando de Lasus, Monteverde și așa mai departe. Este, cum să spun eu, pentru mine un lucru îmbucătător. Așa că n-aș putea, am dirijat și pe scena sălii alea mari de la New York, Madison Square Garden. Și acolo în sală era printre spectatori și marele dirijor Ionel Perlea. Și la San Francisco, la Los Angeles, peste tot, și în Cuba, și în Mexic, și în Canada. În Canada am fost în trei orașe. Vancouver, Edmonton și Montreal. Și acolo, într-o iarnă, iarna lui 69. Și ne-am întors. Eu am un DVD care mi l-a făcut cu ocazia unei aniversări a mele, televiziunea din Iași. Și l-am dat lui domnul Ovidiu
Și dacă o să vreți să vă intereseze, acolo scrie titlul. Muzica, imagine, bucuria vieții mele. Să luați, că acolo sunt lucruri interesante. Acolo arată venirea noastră din America, când am coborât pe aeroport și ne-a luat cineva un interviu mie și lui Ion Cristoreanu, solistul, că și el a fost în turneul ăla, marele solist Ion Cristoreanu. Ați dus folclorul românesc și cu folclorul românesc ați tras prima brazdă, cum spuneați, în relațiile româno-americane de după război, da. Da. Asta e foarte interesant. A zis ambasadorul țării noastre de acolo. Așa am făcut noi. De obicei, vedeți, acum românii... Deci arta are, cum să spui eu, pe undeva mai mare forță de pătrundere și de convingere decât politicienii propriu-ziși. Care, mă rog, poți să-l crezi că spune ceva sau poți să-l nu crezi. În timp ce arta pornește din suflet, din inimă și se adresează inimilor. Și merge direct. Și atunci omul te crede. Și da, ăsta este un om bun. Deci în el poți să am încredere în el. Că vorba lui Ludwig van Beethoven. Și când mergeți, vă plimbați seara pe străzile Vienii și vedeți la o casă lumină și ascultați înăuntru să face muzică. Că toți vienezii, toți ăștia cântau la diferite instrumente, se adunau și cântau. Și puteți să mergeți fără nicio teamă înăuntru că sunt oameni buni. Cei care fac muzică. Așa a spus Beethoven. Deci un semn al bunătății. Da. Muzica un semn al bunătății. Da. Bun, voiam să vă întreb că... Dar mi-ați răspuns, mi-ați anticipat întrebarea. Vedeți, acum, de obicei, românii sunt foarte rău priviți pentru că, nu știu, cei care au plecat nu sunt muzicieni, nici măcar muzicanți. Cântă la altceva, da. Să spun așa. Și, bun, mulți, majoritatea muncesc cinstit, dar sunt și... Sunt și uscători, da. Orice pădure nu se poate să n-aibă și uscători. Vom putea vreodată, o întrebare, putem să recucerim Europa, ca să spun așa, pentru că America, spuneați, că am cucerit-o cu ajutorul folclorului. Avem șansa să recucerim Europa prin folclor? Ei, aici e ideea. Nu știu câte formații mai merg acum, nu-mi dau seama. Eu pe vremuri am lucrat la Ministerul Culturii și aveam o situație clară a acestor deplasări și a aportului pe care l-au adus formațiile care au mers în străinătate. Dar acum nu mai știu, că nu mai am date, n-am de unde să știu. Însă toate care merg și cântă, toate sunt foarte bine primite. Sunt foarte bine primite. Uite, acum am vorbit sâmbătă, de un prieten al meu, care cântă la... care e foarte bună interpretă balade de lucruri vechi de pe Valea Dunării, în Oltean, de la Craiova. Și care se acompaniază îmbrăcat într-o haină de aia lungă, îi pingea din aia, veche de vreo 160 ceva de ani. O piesă de asta de cum să spun eu, de veșmânt din ăsta țărănesc, foarte valoroasă. Și se acompaniază la lira tracică, adică la cobză. Cobza fiind considerată cel mai vechi instrument al nostru, descinzând din lira tracică al lui Orfeu. Știți? Și el s-a acompaniat și i-am propus lui Ovidiu Olaer sau Cristian Fodor? Domnul director, managerul. Cristian Fodor. Așa, Cristian, da, i-am propus. Că ăla, am vorbit cu el, l-am întrebat ce face Ionică. Ce mai este, nu știu, sunt în Germania. Și ce face acolo? Păi ce cânt cu lira tracică, mă acompaniat. Nemții mă ascultă și mă plac și nu știu ce. Are niște lucruri, are și balada lui Constantin Brâncoveanu, o chestie extraordinară. Are câte cu lui capitanul Jean, care a luptat în Bulgaria pentru războiul de independență și o fată care îl întreabă de el, acum devenise capitan, dar el a fost sergent când a plecat în armată și se iubea cu o fată și fata aia a tot întrebat de el și la urmă îl întâlnește pe capitan ăsta, domnule capitan, n-ai văzut cumva pe sergentul Jean? L-am văzut, fetițo.
a murit la Plevna, la atacul și la fin. Nu știu ce cu tare. Ce, dar n-ai vrea să fii mândra mea? Și ea zice, nu, eu nu pot să-l uit pe sergentul Jean. Da, uită-te mai bine la mine. Și el zice, tu ești, te-ai schimbat puțin. Adică e o chestie frumoasă, adică spus în versuri și cu melodia respectivă și cu copza. Dă-i cu copza, cum se spune, până la ziua. Înțeles. O chestie frumoasă. Și eu l-am invitat să vină aici. A zis că el de ziua mea totdeauna venea și mă filitizea, cum se spune. Așa. Și acum eu am spus, Ionică, sunt la Deva, n-am ce să fac. Aoleu, vin și eu la Deva. Și va veni aici, să-l cunoașteți. Foarte interesant. Cântă la lira tragică. Da. Muzica ne povestește și despre bine și despre da. Rău. Avem Doina, care nu știu dacă are egal undeva. De fapt, fiecare popor. Fiecare și are cântul lui de jale, dar de restriște și de jale. Doina noastră. Doina a noastră. Este a noastră, da. Doina. Doina, cuvintele astea care sunt absolut nimic. Doina, dorul. Superlative. Da. Intraductibile. Intraductibile. Maestre, care dintre copiii dumneavoastră, lucrările care le-ați pus pe portativ, vă este mai drag? Pentru că acum veniți și aduceți înaintea publicului Hunedorean suita hunedoreană. Dar care dintre toți copiii pe care i-ați născut acolo pe portativ, să zic așa, vă este mai drag? Eu știu, e greu de răspuns. Pentru că de fiecare dată, de câte ori m-am apucat ca să scriu o lucrare, eram complet dedicat ei. Și după aia trecea un timp și mă apucam de altă lucrare și mă dedicam și ele la fel. Deci în egală măsură. Depinde, sunt unele lucrări mai mari, mai ample, care mi-au cerut mai mult forță de depus pentru ca să fie realizată. Am o rapsodie care făcută pentru orchestră simfonică, care eu am făcut și știmele și aia, dar n-am îndrăznit, n-am găsit un dirijor care să mi-o facă într-o orchestră simfonică, firește. Dar cred că până la urmă am să văd eu, că nu mai știu pe aia de la Satul Mare, rapsodie oșenească, muzică din Țara Oașului, care sunt convins că va interesa pe orice dirijor să o facă. Și cred că acum, în toamnă, când o să vină băiatul lui Marin Constantin, Ionică Marin, am să-i propun să vorbesc cu el și am să-i cunosc, bine, să o facă. E ceva interesant, adică sună foarte arhaic. E o muzică venită din străfunduri timpurilor, să știți. Și dar făcută pentru orchestră simfonică. Aia îmi place mult. Am și alte lucruri care îmi plac. Lucrările care le-am făcut pentru Coro Madrigal, de exemplu. Tripticul Maramureșan sau ce-am mai făcut pentru nuntă românească. Și așa mai departe. Și am făcut și unele, cum să spun, transcripții. Adică am transcris de la acompaniament de armoniu pentru un regviem al unui compozitor de la Cluj, Nicolae Bretan. Regviemul acela l-am făcut pentru Coro Madrigal. Și corul cântă toată muzica aia. Și bineînțeles că am lucrat în stilul polifonic al renașterii italiene și franco-flamande. Și piesa a avut mare succes, s-a cântat și în America, Coro Madrigal, împreună cu Marin Constantin. Maestre, trebuie să ne oprim un pic pentru publicitate, da. Dar, stimați telespectatori, nu plecați nicăieri, pentru că vom continua discuția și așteptăm reacțiile dumneavoastră, știu eu, care pot veni online, nu? Că doar așa ne putem înțelege, pentru că emisiunea este înregistrată. Pauze și revenim. Am revenit, stimați telespectatori, și încercăm să aflăm de la invitatul meu din această ediție a emisiunii Întâlniri dacă avem o șansă, știu eu,
de a regăsi sufletul românesc în, nu știu, puritatea lui. Pentru că, maestre, pun întrebarea asta, de cele mai multe ori renunțăm foarte ușor la tradiții, lăsăm tradițiile la o parte, tinerii nu mai învață și totuși mai există câte o zvâcnire, cum e și ansamblul profesionist Drăgan Muntean. Avem o șansă la România, să redescoperim România, avem de unde lua, să zic așa, seva străbunilor? Există o bibliotecă, nu știu, la nivel național, care să cuprindă tot folclorul românesc din toate zonele? Ca să cuprinde tot folclorul, nu. Însă sunt în diferite locuri, se găsește. În primul rând, la Institutul de Folclor, din care e sub egida Academiei România. Pe urmă este Muzeul Satului, înființat de Dimitrie Gusti la 1937, din câte îmi amintesc. Aveam eu 11 ani atunci. Există Muzeul Țăranului Român. Există și la diferite, eu știu, instituții, dar nu mai știu, de Muzeul Literaturii Române și asta, depozitate anumite. Nu mă refer numai la piese muzicale transcrise, dar mă refer la folclorul literar românesc, teatru folcloric, toate, mă rog, tot ce se joacă în timpul sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și mai ales de Anul Nou, cu irozii, cu toți, cu toate aceste obiceiuri tradiționale care eu le-am trăit când eram copil la țară, le-am văzut. Acum nu mai sunt, au dispărut. Dar sunt undeva depozitate. Am scris și eu la un moment dat o lucrare care s-a montat pe scena ansamblului Ciocârlia, da. O lucrare de teatru folcloric românesc, culegeri făcute în zona, pe Valea Trotușului, din județul Bacău. Și am cules de acolo niște obiceiuri cu irozii și cu toate astea și le-am transpus pe scenă. A ieșit o chestie foarte frumoasă, deosebit de frumoasă. Acolo se mai întâlnește vechiul căluș moldovenesc, care a dispărut din Moldova. Dansul vechi, tradițional al călușarilor, care este în mare și acum dezvoltare în Teliorman și în Olt și în Argeș. Atât. Încolo nu mai. Din alte, a fost peste tot, în toată țara. În Moldova nu mai. Se mai găsesc rămășiții pe Valea Trotușului, pe la Comănești, pe la Moinești, pe la pe acolo. Să știți că și noi avem călușar. Bine, călușerul alderenesc este faptul că e asemănător ca virgulă costumație și cu bețele și cu toate panglicile alea și nu știu ce, însă muzica e alta și pasul cu coregrafic altceva. Căroșerul arderesc. Tam, taram, 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 aveți pe muzica lui Banu Mărăcine și așa mai departe. Sau am parim, 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 parim. Căroșerul din zona Brașovului, din zona Sibiului și pe la dumneavoastră, pe aici. Dar ei au și anumite date calendaristice, nu sunt totdeauna. Nu, bineînțeles. Nu. De obicei se merge iarna și iarna, în apropierea da. Crăciunului, da. De Crăciun, da. De sărbătorile. Dar au și anumite conotații, să zicem așa, spirituale, în sensul... Sigur. Sunt la un moment dat folosiți ca, așa, ca vindecători, te calcă-te dacă ai un șold. Dacă ești șoldit, te pune jos și te calcă cărușerii, ci că strice dacă te calcă cărușerii. Da, vin dintr-o tradiție ancestrală, să da, zic așa. Da. Și au acest jurământ de a ține secret toate adunările lor, toate chestii. E un fel de, cum să zic așa, un fel de templieri, ca să le zic așa. Da, societăți secrete, așa.
Era o chestie frumoasă, deosebit. Și este și acum. Este în... Jurăm, ne legăm să fim frați, să jucăm în cinste și în dreptate și nu știu ce. Asta e jurământul lor. Eu am făcut și o lucrare corală pe tema cărușarilor pentru cor de copii. Și am trimis-o la Timișoara și mi-au cântat-o, mi se pare. Nu mai țin minte. Dar și cu jurământul ăsta. Și pe jurământul ăsta corul face așa, cineva, un grup care strigă jurământul, și corul intonează, murmură anumite melodii, dar tot de sorginte tradițională, tot din ce se cântă de obicei, cântă lăutarii. Pe schema jurământului, când e jurământul, lăutarii fac niște doine, niște lucruri deosebite. Da. Deci, nu mai știu pe unde mai ar putea fi, dar cam... Sunt și pe la județe, pe la centrele de cultură, la Bacău, de exemplu, este la Iași. Și noi avem un centru. Și aici, da. Sigur. Da. Bine, maestre, acum am ajuns la un capitol care, știu eu, va face deliciu publicului, pentru că ne-ați povestit câteva întâmplări de scenă și aș vrea să povestim pentru cei care se uită la noi și să... îi încântăm, să zic așa, pentru că întotdeauna ceea ce se vede și se aude, publicul nu înțelege în totalitate, ca să spun așa. Spuneți-ne câteva întâmplări de scenă. I-ați povestit acea întâmplare cu doi dirijori, care unul dirija corul și celălalt orchestra. Ăla, da. Ăla dirija și corul și orchestra, dar ăla din spate dirija numai corul. El n-avea treabă cu orchestra, dar corul cânta împreună cu orchestra și era un singur dirijor, trebuia să fie. Dar, apropo de dirijat, la un concert acolo la București, la Bacău, dirija Nelu Nicu Botgros orchestra Lăutarii și avea solist la naipă Zamfir, Gheorghe Zamfir. Și a cântat ăla cu Naiu și a cântat și pe urmă a făcut pauză cu orchestra să cânte Riturnela. Și el l-a dat la o parte pe Botgros și a început să dirigeze el orchestra. Și ăsta stătea deoparte. Pe urmă, mai târziu, la masă, a stat lângă mine și i-a spune Nicule, cum ți-a venit când ai văzut că te-a dat la o parte Zamfir? Și, maestre, nu mi-a venit bine. A recunoscut omul. Sigur că nu i-a venit bine. Cum să te dai la o parte? Fiecare și are rolul lui. Deci Zamfir e și el dirijor de orchestră. El când era student în anul 3, am fost cu el într-un turneu în Grecia. Și cu el și cu Mitru Farcaș de la Cluj. Erau studenți în anul 3 la conservator. Eu eram îndrumătorul lor a ansamblului Doina al studenților din București, de la Casa Studenților. Și am făcut un turneu în Grecia, turneul preazma Paștelui. Și acolo Zamfir cânta cu Naiu și Aslantul cu Taragata. Începuse mai cu Taragata mai puțin, mai înainte. El era fusese elev la școala de muzică la Baia Mare și pe urmă la Cluj. A făcut oboiul la conservator. Oboiul, instrumentul acesta clasic. Și că eu eram de față la Baia Mare când directorul de atunci, din 1961, l-a chemat pe Mitru. Mitrule, tu cânti cu oboiul în orchestră? Da, tu are și director, cânt cu oboiul. Mă, Mitrule, ar trebui să mai cânt și la alt instrument. La ce instrument tu ai? Uite, du-te în magazie și vezi că este un taragot acolo. Un taragot? Da. Ia-l, șterge-l de praf, pune-i perinițe, pune-i ancie și începi să înveți să cânți la taragot. Ai să vezi ce bine ați să-ți prindă în viață, i-a spus. Eu eram fost de față când i s-a spus lui Mitru Fărcaș chestia asta. Eu sunt cu oboiul. Până la urmă l-a convins. Și din această, cum să spui, o îndăretnicie la început, a devenit o dragoste extraordinară pentru acest instrument. Nu mi-a spus că de câteva ori l-a pierdut odată pe la Brașov, l-a furat, nu știu cine. Și a adus taragotul în Transilvania, care era, de fapt, instrument din Banat.
era Luță Iuvițe, care l-a adus și el la rândul lui din Ungaria, că el a făcut armata în, acolo, la Budapesta, armata austro-ungară. Și acolo se cânta la diferite spinte care și la acest Torogoto, Tarog, vine din Torogoto, adică fluier turcesc, Torog. Știți? Da, da, da. De acolo vine numele Torogoto, Torog, Torog, Gato, nu știu cum. Și a cântat și a început să cânte doinele și brâile bănățene și jocul de doi și ardelenele și așa mai departe. De acolo a venit Luca Novac, alt instrument la Taragot, din Banat. Îi cunosc pe toți, că știu că am fost pe acolo. Dar Mitru Fărcaș l-a îndemnat directorul de atunci și ea încercă să înveți să cânti cu Taragot. Și el a început. El a dat, de acum, i-a schimbat complet orientarea repertorială a acestui instrument. L-a adus în Ardeal. L-a adus la doinele de pe aici, l-a adus la horele lungi maramureșene, l-a adus la jocurile, ăla care este, cum să spun eu, melodia a lui Marioara Murescu, tam ta ram ta ri ram ti ram ta ram ta ra 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 la, cum se cheamă, tezaur folcloric. E Fărcaș, da? Și o melodie de pe Mureș, în zona aia. Foarte frumos. Deci... Și asta am vrut să spun, că am fost cu ei și când au terminat conservatorul Zamfir, l-am propus directorului ansamblului de atunci să-l aducă dirijor. Și, într-adevăr, l-a adus dirijor și a rămas dirijor la Ciopulia, a fost vreo 2 ani, 3 ani și până după aia a plecat Gheorghe Zamfir. Și a făcut o formație a lui personală și a dus și a cucerit lumea și este la ora ala și nu este. E adevărat. Mitru la fel, e la Cluj. Băieți foarte buni. Am avut cu ei o colaborare deosebită, în tinerețe. Am făcut turnee în sănătate și în Anglia, a fost și în Germania și în Franța, așa mai departe. Ce să vă mai spun? Alte întâmplări, nu știu. Așa. Cristoreanu, la un moment dat, mă întreabă înainte de... Bă, Costică, ce să mai cânt eu? Și Jane, cântă aia, foaie verde, foaie de fân. A rămas fecior bătrân. Și bândurile nu mă vor, pentru că-s bătrân. Da, de zile, nu-s de mult. Hai, hai, da. O melodie din Banat. Și el zice, mă, nu mai pot să o mai cânt, că sunt de acum eu bătrân. O cântam când eram tânăr, că îi luam în râs pe aia bătrâne, dar acum nu mai pot să o mai cânt, că sunt eu însumi, sunt bătrân. Așa. Și... L-am întrebat, Jeane, dar de ce n-ai făcut o operă? Că ai o glas de operă și a studiat opera cu maestru de canto, a studiat și arii din operă și asta. Ce mă, Costică, că n-am făcut, să o spun cinstit, pentru că n-am avut ținere de minte. Adică cum? Adică, mă, uitam, n-am putut să învăț o operă întreagă, să învăț rolul unui bariton dintr-o operă, din, eu știu, din Don Juan sau din Don Giovanni. Da, de Don Giovanni e același lucru cu Don Juan, Don Giovanni, sau din altă operă. Și, deci, această neținere de minte se manifesta și în timpul spectacolului. Pe scenă, la un moment dat, eu dirijam orchestra și îi dădeam, hai! Și el uitase textul. Și iar dădeam introducerea și nu știu ce. Hai, Jeane! Păi, și a dat-o, bă, a luat-o bănățenește, cum se spune. S-a lovit cu palma pe frunte. Păi, cita, măsi, am uitat textul. Am înțeles, deci practic da. se întâmplă, da. Există și întâmplări de genul ăsta când se uită textul. Da. Care e următoarea lucrare pe care o veți scrie? Pentru că v-am văzut promițându-ne, să zic așa, astăzi la conferința de presă că nu vă opriți din scris. Nu. Și spuneați că aveți un proiect comun pe care noi îl așteptăm, că e legat de județul Hunedoara. Da, e această idee care a venit de la... Ovidiu Lan. De la Ovidiu, da. E un băiat drăguț și elegant și băiat foarte bun. Sper că nu mă aude ca să nu zică că îl laud.
O să vă aud... Să nu știu ea în cap, știi? O să vă aud uitându-se. Care mi-a propus următoarea chestie. Să adune toate melodiile lui Drăgan Muntean, care le cânta. Și doinele, mai ales acele doine frumoase de pe Pădurene. Și cântecele de joc și ardelenele lui toate frumoase. Și să alcătuiesc din ele o suită, o fel de rapsodie, rapsodia Drăgan Muntean. Așa să-i dau denumirea. Alcătuite din cântările lui Drăgan Muntean și pe care s-o cânte orchestra de aici a ansamblului, dirijată de domnul George Câlțea. Asta e, am promis astăzi și sper să mă țin de cuvânt în măsura în care și eu o să țin de cuvânt ca să adune melodiile, să-mi dea materialul. Că eu nu știu, eu n-am folosit decât o singură melodie a lui Drăgan, că n-am mai știut altele. Muntean, în această suită, da. Vorbiți-ne un pic despre suita hunedoreană, ca să... O termin cu ardeleana lui Drăgan Muntean, suita hunedoreană. Și în final dau o hațegană mai mișcată a lui Dorel Sparios. E un instrumentist aici la Deva, care am auzit că trăiește încă. Da. Când dar la ce lucrez acum? Lucrez la concertul de colinde, așa, care o să fie, bănuiesc, interpretat, e la sugestia înalt preasfințitului arhiepiscop al Tomisului Teodosie, pentru corul Armonia, corul bărbătesc de acolo, de la Constanța. L-am auzit, a concertat la Deva. Da. Da, acum vreo 2 ani, mi se pare. Foarte bun, foarte bun. Pe plan internațional este foarte recunoscut ca unul din corurile cele mai bune. Orchestra simfonică a Teatrului Muzical din Constanța, 2 soliști de acolo, o soprană și o mezzo-soprană, și dirijor va fi preotul de acolo, Iulian Dumitru. Și colinde românești, colinde europene, colinde americane. Și începe cu o uvertură de Crăciun, făcută de mine, pe un fel de florilegiu din colindele cântate de corul madrigal, când a apărut pentru prima oară corul madrigal, în timp când nu era voie să cânte colinde. Și corul madrigal a cântat colinde. Și toată lumea nebunită și căuta discul, căuta toate astea. Așa. Și aceste colinde sunt trecute în această uvertură de Crăciun. Și pur am, deci am 2 suite de colinde românești, 1 suite de colinde europene, o Tannenbaum, Stille Nacht, Noel și altele. Am colinde americane cu Jingle Bell, și așa mai departe altele. Și în final aduc 3 crai de la răsărit, un fel de postludiu, corul și orchestra și cu soliștii și 3 crai de la răsărit, o ce veste minunată și se încheie cu Bucuriile lumii, piesa aia extraordinară a lui Handel. Pim pam 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 pim pam 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 pim pam pim ta ta, către Dumnezeu, Bucuriile lumii. Da, lucrez la ea acum. Mi-am adus aici de lucru, dar văd că n-am timp, că mereu să ivesc câteva chestii. Eu vă mulțumesc, da, pentru că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm de fiecare dată când doriți să veniți la Deva, pentru că și la emisiunea întâlniri, bineînțeles, pentru că avem ce vorbi și din fiecare emisiune luăm câte o idee despre lume și despre viață, o idee nouă. Maestre, la mulți ani de pe acum. Da, mulțumesc. Și toate cele bune. Mulțumesc foarte, foarte mult. Să fiți și dumneavoastră sănătos și cu toți ai dumneavoastră dragi. Stimați telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune Întâlniri. Până atunci, vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.